Prieteni, sănătate și bine v-am găsit și astăzi. Vrem să vedem împreună un clește sau un tăietor frontal, cum îi denumirea lui oficială, are ca și cod 6801180, spuneam, e un clește, un tăietor frontal. Noi spunem clește, se pot scoate și cuie, dar el e indicat pentru torsionarea și tăierea sârmei de legat. Are o formă optimizată a capului care permite activități de întindere a noturilor în cadrul lucrărilor de montaj. Are tăișuri călite suplimentar, duritatea tăișului de circa 61 HRC și indicat pentru sârmă moale, dar și dură. Hai să vă dau un diametru care se poate lucra cu ea. Sârmă semidură până la un fi de 3,2 mm și sârmă dură de 2,5 mm. După cum vedeți aici, are ca o nicovală, poate să taie foarte bine, să prindă, să apuce aproape de suprafață. Taie foarte bine și are un mâner din plastic roșu. El e indicat pentru ferar betoniș, pentru cei care lucrează în construcție și îi foarte bun la diferite montaje, la fer beton, la toate lucrurile acestea, la prins anumite plase de metal și îi un ajutor foarte bun. Și mânerul, după cum vedeți, are o formă, se poate lucra cu el și ca să extragi tu cuie și ca să tai, după cum vedeți acolo, diferite forme și mânerul îi făcut exact ca să-ți vină bine în palmă, îi cumva mai lat, după cum se vede. Varianta aceasta de tăietor frontal sau de clește o găsim în 4 dimensiuni, e făcut în Germania, după cum se vede acolo ștanțat. Cele 4 dimensiuni, 160 de mm, 180 cum e acesta, 200 de mm și 280. Dar, după cum știți, Nipex are o grămadă de clești, atât cauciucați cât și cu plastic, atât pentru fierar betoniști, cât și pentru ceilalți din tâmplărie și pentru potcovit, o grămadă de categorii. Pentru toată gama Nipex voi aveți în descriere un cod de reducere, dar și pentru Milwaukee și Vera și Festool și ce găsiți prin magazin. Până data viitoare, sănătate, mult bine, nu uita să susțineți canalul în toate formele lui, pentru că e foarte important, atât pentru voi cât și pentru mine, e important pentru voi ca să fie clipuri de o cât mai bună calitate și să ne auzim cu bine la următorul clip. Salutări!